un celebru compozitor român, șocat de ținuta lui Teodor Andrei, îmi e jenă să comentez. La Eurovision, publicul l-a votat pe Teodor Andrei să reprezinte România, la competiția europeană. În semifinale, artistul român s-a prezentat cu o ținută care l-a șocat chiar și pe un important compozitor român, care a declarat că îl cunoaște pe cântăreț de mai bine de 15 ani. Săptămâna Eurovision a început, oficial, luni, la Liverpool, în Marea Britanie. Delegațiile țărilor participante au defilat pe covorul turcoaz la Muzeul Walker Art Gallery din Liverpool, o ceremonie care are loc de fiecare dată la Competiția Europeană de la Eurovision. Printre artiști și Teodor Andrei care a urcat pe scenă într-o ținută foarte elaborată. Este vorba despre o haină din material tip animal print și pantaloni scurți, la care a purtat ghete cu accesorii de culoare roșie. Apariția lui Teodor Andrei a fost una șocantă, spun mai mulți artiști din România, printre care și cunoscutul compozitor Horia Moculescu. Acesta a spus că Teodor Andrei trebuie să normalizeze, nu să exagereze. Nu pot să comentez, îmi e jenă, i-am văzut aparițiile, l-am văzut îmbrăcat așa. Televiziunea română trebuie să limiteze, să normalizeze, să nu exagereze. Este vina organizatorilor și a acelora care l-au votat, că l-au trimis. Legat de show-ul cu care se prezintă în festival, problema este ce are de spus televiziunea română. Ei trebuie să limiteze, să normalizeze, să nu exagereze. Poate că vrea să reprezinte LGBTQ, poate că așa vrea să adune voturi, din zona aceea. O să mă uit la Eurovision în cea de-a două semifinală, de joi, sigur mă uit, să vedem cum va fi solistul nostru pe scenă, a mai spus Horia Moculescu, citat de adevărul. Teodor Andrei este în semifinale la Eurovision. Cântărețul din România a ajuns în faza semifinalelor. În această etapă a concursului vor merge mai departe doar 10 cântăreți. La bursa pariurilor, Teodor Andrei nu este cotat să acceadă în finală. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, care a fost postat pe pagina Eurovision România. Mâine este o zi importantă pentru România la Eurovision 2023. Teodor Andrei este gata să cânte în a două semifinală cu o melodie rock, nevrol Tot sprijinul, dragostea și aprecierea ta l-au ajutat pe Teodor să fie în vibeul perfect pentru interpretare. Dacă vă place intrarea României anul acesta, nu uitați să votați 03 din Austria, Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Albania, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Ihorihia, San Marino, Lituania, Australia, UK, Ucraina și Spania. Este mesajul transmis pe pagina oficială Eurovision România.